Laura Codruca-Covesi în subliniere i pierde aliacii după publicarea protocolului se.3.i.parchet, cine i-a întors spatele subliniere efeidna. Publicarea protocolului încheiat în 2009 de către Parchetul General Sublinierei Serviciul Român de Informații, SRI, a declan sublinierea un scandal imens în spațiul public. Mai mult, sublinierea Fadna, Laura Codruca-Covesi, sublinierea i-a pierdut un aliat important în lupta contra politicienilor care nu o mai vor în funcție. Centrul de Resurse Juridice, CRJ, a avertizat că protocolul încheiat în 2009 între Parchetul General Sublinierei Serviciul Român de Informații, SRI, este în afara Constituției Sublinierei Legii. CRJ a făcut parte din reaua SORO Sublinierei în ultimele săptămâni s-a poziționat împotriva efeidna, de sublinierei anterior a susținut-o. În ciuda celor declarate de către cele două instituții semnatare, protocolul adaugori încalc legislația în vigoare la momentul emiterii lui. Încalc, mai cu seam, Constituția României, principiul separării puterilor în stat, independența justiciei, noțiunea de democrație dar sublinierea dreptul la un proces echitabil, scrie, pe pagina de Facebook a CRJ, Georgiana Iorgulescu, director executiv al Centrului de Resurse Juridice. De asemenea, directoarea CRJ a susținut că SRI este organ de cercetare penal, în ciuda interdicției existente încă din anul 1992, prin participarea la echipe mixte care fac planuri de acțiune. Mai mult, parchetele au obligația de a comunica în mod operativ, în cel mult 60 de zile modul de valorificare a informațiilor sau sesizărilor primite de la serviciu. Rezbate, din conținutul protocolului, o poziție de inferioritate a parchetelor fac de SRI, lucru excesiv chiar sublinierei pentru perioada comunist. Nelegal, este, de asemenea, lărgirea compensilor SRI pentru orice fel de infracțiuni grave. Este puțin probabil ca aceste competențe să fi fost largite de SRI cu de la sine putere, ci mai degrab prin hotarâri XAT, aflate, de altfel, în preambul, nepublice. Chiar a sublinierea fiind, XAT nu este organ legiuitor, deci nu putea aduga la lege, a adugat Iorgulescu. Georgiana Iorgulescu a susținut că situația din 2009 era mai grea din perspectiva codului de proceduri penale decât în noul cod de proceduri penal, unde s-a avut grijă să se înțeleze ceea ce ulterior a fost declarat neconstituțional, respectiv alte organe specializate ale statului. Această sintagmă nu exista în anul 2093. DISRI are monopol asupra interceptrilor, fiind desemnat astfel tot printr-o hotărâre XAT, nepublic, care adaug la lege, i bugete extrem de mari, cheltuielile impuse de activitățile serviciului pentru documentarea cauzelor sunt incluse la cheltuieli judiciare. În fine, este absolut stupefiant lecturarea acestui protocol. Ne arată ce suntem prizonierii trecutului, iar, dacă ne uităm la reacția public, pare ce ne-i place acest lucru.
întrebările legate de protocoalele încheiate de CETRE SRI cu diverse instituții ale statului, diversele decizii XATNE publice, rolul și locul serviciilor de informații, pe de o parte, și instrucția penală, pe de altă parte. Trebuie să fie un subiect amplu de dezbatere într-o societate, una normal, a mai scris directoarea centrului.